În medie, numărul de respirații pe minut ale unui adult în repaus variază între 12 și 18. Pentru ca această funcție să se poată desfășura astfel încât viața să fie posibilă, atmosfera ce dă ocol planetei noastre joacă un rol vital, iar aerul este respirabil mulțumită ei. Prin definiție, atmosfera reprezintă un strat de gaze ce împrejmuiește Pământul, atrase fiind de gravitația acestuia și formează ceea ce noi numim comun aerul. Atmosfera Pământului absoarbe razele ultraviolete ce vin de la Soare, însă permite căldurii să încălzească suprafața terestră atât cât este necesar mediului, proces care conduce la crearea efectului de seră, favorabil fotosintezei plantelor. Tot atmosfera este și cea care echilibrează diferențele extreme de temperatură dintre zi și noapte. În același timp, contribuie și la bunul mers al circuitului apei în natură, în așa fel încât mediul terestru să fie propice pentru acumulările de apă atât de necesare vieții. Principalele gaze pe care le menționam mai devreme și care fac parte din compoziția atmosferei sunt azotul, în proporție de 78%, oxigenul, în proporție de 21%, argonul, dioxidul de carbon, dar și cantități infime de alte gaze. În aer se mai găsesc și vapori de apă, într-un procent nu mai mare de 1%. Acest mix de substanțe din atmosferă este unic, iar până în prezent nu a mai fost descoperit pe altă planetă decât Pământul. Complexitatea atmosferei nu se sfârșește la compoziția sau rolurile acesteia, ci fascinația crește atunci când ne îndreptăm atenția și către structura acesteia. Este formată din 5 învelișuri, fenomen numit și stratificare atmosferică, iar cel mai îndepărtat înveliș se întinde pe o distanță de până la 10.000 de kilometri față de Pământ. Cel mai jos strat al atmosferei este troposfera. Are o grosime între 7 și 20 de kilometri, aerul este mai cald când este mai aproape de suprafața terestră și se răcește pe măsură ce distanța crește. Cea mai mare parte din cantitatea totală a vaporilor de apă din atmosferă se găsește în acest strat, motiv pentru care tot aici se formează norii. Al doilea strat este stratosfera. Acesta abundă de ozon, gaz care funcționează asemenea unui filtru ce oprește razele ultraviolete să ajungă pe Pământ și care încălzește atmosfera, captând căldura soarelui. Aici, aerul este foarte uscat și de aproape 100 de ori mai rarefiat decât la nivelul mării. Mezosfera este al treilea strat al atmosferei, iar în punctul său cel mai înalt, ce se află la 85 de kilometri depărtare de Pământ, este atinsă cea mai scăzută temperatură din atmosferă, respectiv minus 90 de grade Celsius. În această zonă a atmosferei, meteoriții care reușesc să pătrundă se aprind și ard. Cel de-al patrulea strat este termosfera. Deși se află în imediata vecinătate a mezosferei, în termosferă temperatura aerului crește brusc, ajungând până la 1500 de grade Celsius, iar distanța în înălțime parcurge aproximativ 1000 de kilometri. În acest punct, se odihnesc deasupra Pământului sateliții artificiali, navetele spațiale și chiar stația spațială internațională. Ultimul strat al atmosferei este exosfera, loc în care atmosfera se întrepătrunde cu spațiul cosmic. Aici, distanța față de Pământ este prea mare pentru a avea loc orice fenomen meteorologic. Compoziția exosferei este, în mare, formată din particule dispersate de hidrogen și heliu. Anumite studii spun că această complexitate a atmosferei s-a dezvoltat într-un timp îndelungat de la întemeierea Pământului și până când oamenii sau animalele au luat ființă. Dar, conform Bibliei, noi știm că Eternul, Infinitul și Atotcunoscătorul nostru Creator a pregătit totul în doar 2 zile. Pentru ca, începând din ziua a treia, flora, fauna și locuitorii Pământului să aibă tot ce este necesar pentru a duce o viață din abundență. El a creat totul prin cuvântul lui viu, un univers și un Pământ matur și perfect funcțional, încă de la bun început. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Evrei, capitolul 11, versetul 3.